colegi, la asistență, par deschis ședința de astăzi, consacrată susținerii publice a tezei de doctorat. Permiteți-mi să prezint membrii Consiliului Științific Specializat. Bădrăjan Svetlana, profesor universitar, doctor, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, președintele Comisiei. Gârbu Ecaterina, secretar științific, doctor în studiu artelor, conferențial universitar, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mironică Elena, doctor habilitat în studiu artelor, profesor universitar, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Gheorghe Mustea, academician, profesor universitar, doctor cu onoris causa, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cacincu Victoria, doctor în studiu artelor, profesor universitar, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Referenți oficiali, Ghilaș Victor, doctor habilitat în studiu artelor, cercetător științific principal, Institutul Patrimoniului Cultural și Ciprian Chițu, doctor în studiu artelor, conferențial universitar, Universitatea de Arte George Enescu, Iași, România. Vă salutăm! Candidatul la titlul de doctor în studiu artelor și culturologie este Răgoi Vasile, specialitatea 65301 muzicologie, tema tezei de doctorat, cântecul propriu zis în Valea Nistrului. Rugăm secretarul științific să ne prezinte dosarul candidatului și dacă vor fi întrebări, vă rugăm. Stimați membri a Comisiei Consiliului Științific Specializat, vă aduc la cunoștință dosarul depus de candidatul la titlul științific. Lista documentelor. Prima. Decizie de formare a Consiliului Științific pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor sau doctorat. 2. Teza. 3. Rezumatul. 4. Hotărârea seminarului științific de profil. 5. Copiile listei de prezență a membrilor seminarului. 6. Formularul evaluării tezei de către seminarul științific. 7. Lista lucrărilor științifice la tema tezei. 8. Suplimentul publicației la tema tezei doctorat. 9. Avizul pozitiv al seminarului. 10. Avizul conducătorului științific. 11. Lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele. Și 12. Definiția de punerea tezei de doctor. Toate documentele sunt, poftim, cine vrea să facă cunoștință, sunt normal. Pot să le prezint. Dosarul este complet? Complet. Conform metodologiei. Conform metodologiei. Sunt întrebări referitor la dosarul nostru? Atunci oferim 20 de minute domnului Vasile Dragoi să ne prezinte conținutul tezei și rezultatele științifice obținute. Stimată doamnă președinte, stimați membri al Consiliului Științific, stimați referenți, onorată asistență, cântecul face parte din cele mai răspândite și viabile genuri ale folclorului muzical contemporan, demonstrând o mare vitalitate atât prin conservarea unor repertorii vechi, cât și prin procesele complexe de creare și asimilare a unor repertorii noi. Scopul principal al studiului nostru de doctorat constă în elaborarea unei viziuni complexe asupra repertorului de cântec propriu-zis
din satele situate pe ambele maluri ale râului Nistru. Pentru realizarea acestui scop, am preconizat investigarea surselor de arhivă și colecțiilor de folclor, selectarea și transcrierea legăturilor pentru cercetare, relevarea contribuției personalităților care au colectat și publicat folclor muzical din zona Băii Nistrului, sistematizarea repertoriului selectat sub diverse aspecte, analiză morfologică și trasarea principalelor caracteristici ale melodicii. Aceste fonduri sunt cercetate pentru prima dată în etnomuzicologia din Republica Moldova. Perspectivele de cercetare includ aspecte istoricografice, socioculturale și muzical-structurale. Cercetarea noastră a urmărit în linii mari punerea în valoare a cântecului propriu zis ca element al patrimoniului imaterial, completarea cunoștințelor referitoare la tezaurul folcloric din zona nistreană, etc. Conținutul tezei. Introducerea conține toate compartimentele de rigoare, argumentarea și actualitatea temei de cercetare, scopul și obiectivele lucrării, noutatea și originalitatea științifică, baza teoretică și metodologică. Capitolul 1, intitulat Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului, ca specie lirică distinctă, metodă, cadru temporal și geografic al cercetării, conține 5 subcapitole. Primul, cântecul propriu-zis ca specie lirică în literatura de specialitate contemporană, este dedicat aspectelor identificării speciei în baza materialului din zona Băii Nistrului. Este argumentată baza teoretică a lucrării. Subcapitolul 1.2, delimitarea spațiului geografic și a perioadelor temporale ale cercetării, conține argumentarea delimitării spațiului de cercetare Valea Nistrului. Este prezentat un tabel al localităților vizate în cadrul cercetării. Sunt delimitate două perioade ale cercetării A, anii 1920 până în 1958 și B, anul 1958 până în prezent. Subcapitolul 1.3, perspective metodologice ale cercetării, conține expunerea și argumentarea metodologiilor cercetării, a particularităților de transcriere a materialelor. În subcapitolul 1.4, tendințe și particularități ale colectării și publicării folclorului muzical pe parcursul secolului 20, începutul secolului 21, a fost caracterizată și evaluată activitatea de colectare a folclorului pe ambele maluri ale Nistrului, în fiecare din cele două perioade delimitate. Concluziile sunt expuse sub capitolul 1.5. Capitolul 2, intitulat Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului, în publicații de folclor din secolele 20-21, conține 3 compartimente. Primul și al doilea, intitulate respectiv colecții de folclor editate în prima jumătate a secolului 20 și publicații de folclor din cea de-a doua jumătate a secolului 20, secolul 21, conțin. O privire analitică asupra repertoriului din colecțiile editate în aceste perioade, date despre contribuția unor etnomuzicologi folcloriști, analiză repertoriul din respective comparative, inclusiv cu materiale de arhivă pe care am dispus, analiză tematice literare și altele. Concluziile la acest capitol sunt expuse în subcapitolul 2.3. Capitolul 3, intitulat Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului în colecții și arhive, conține 5 subcapitole. Subcapitolul 3.1, fondul Ecaterina Lebedeva, anul 1922-1935, Muzeul Național al Muzicii din Rusia, este dedicat descrierii și analizei pentru prima dată în etnomuzicologia autohtonă a materialelor din acest fond, o sursă de arhivă ce necesită un studiu aprofundat pe viitor. Subcapitolul 3.2, Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului în Arhiva de Folclor a Academiei Muzică, Teatru și Arte Plastice, se referă la analiza materialelor celor 15 expediții folclorice
ce se păstrează aici în Academie, efectuate între anii 1970-1989, în satele din zona Nistreană. În subcapitolul 3.3, purtător de folclori și repertoriul de cântec propriu-zis din Valea Nistrului, în contemporaneitate, a fost analizat și caracterizat pe plan poetic repertoriul din colecția personală, au fost prezentate date despre purtători de folclor din zona nistreană în actualitate. Au fost analizate pe plan muzical cele mai interesante exemple. În subcapitolul 3.4, aspecte ale interpretării cântecului propriu-zis din Valea Nistrului, sunt descrise formele de interpretare specifice cântecului nistrean, individual și de grup, la două sau trei voci. Sunt scoase în evidență aspectele ale manierilor individuale de cântare. Concluziile sunt expuse în compartimentul 3.5. Capitolul 4, intitulat Particularități structurale ale cântecului propriu-zis din Valea Nistrului, conține 6 subcapitole. Primul dintre acestea, 4.1, motive și piede literare specifice, este dedicat analizii conținutului, versurilor și sistematizării acestora, după criteriul tematic. Subcapitolul 4.2, particularități ale versului popular cântat, este dedicat analizii structurilor versificației, tiparul metric, fracționarea, rima, elementele lexicale ce apar în timpul cântării. În următorul subcapitol 4.3, trăsături ale structurii melodice, este relevată paleta sistemelor sonore, fiind determinate trei grupuri ale acestora, ce prezintă trei straturi în evoluția cântecului propriu-zis. 1. Straturi vechi și premodern, 2. Melodii noi din mediul țărănesc, 3. Melodii contemporane de proveniență urbană. În subcapitolul 4.4, structuri ritmice, caracteristice, s-a constatat prezența sistemelor giusto-silabic, parlando rubato, axac și divizional. Au fost relevate anumite procese de alternanță sau combinare dintre sisteme. În următorul subcapitol 4.5, organizarea arhitectonică, se prezintă tipurile arhitectonice specifice materialelor analizate. Se remarcă marelor diversitate. Concluziile principale sunt expuse în subcapitolul al 6-lea. Iată care sunt acestea. 1. Temele și subiectele poetice în cântecul limbic din Valea Nistrului acoperă întreg spectrul caracteristic cântecului liric românesc. Totodată, evenimentele social-politice care au marcat viața moldovenilor din arealul studiat au determinat tratarea unor subiecte specifice, de la cele de grumă la tristețe, jale, tragism legate de înstrăinare, război și deportare. 2. În ce privește felul de aplicare a textului, materialele studiate conțin două tipuri de melodii. Primul, silabice, și al doilea, cantabile. A. Fără sau cu ornamente. B. Desfășurate cu ornamentare, doinite. După stratul cărui aparțin, am identificat prezența melodiilor A. din stratul vechi și premodern, B. noi din mediul țărănesc și C. contemporane de proveniență urbană. 3. Am scos în evidență o mare varietate a sistemelor sonore, de la premodale la tonale. Am relevat mai multe particularități ritmice ale cântecului propriu-zis din Valea Nistrului, specifice sistemelor giusto-silabic, parlando rubato și axac. Am constatat prezența structurilor arhitectonice specifice, în special prevalarea tipurilor de strofă dinară și plenară. Principalele concluzii generale ce rezidă din teză sunt următoarele. 1. Colectarea și transcrierea materialelor investigate a permis includerea în circuitul științific a unui repertoriu amplu de cântec propriu-zis din Valea Nistrului, menționând că documentarea de teren se înscrie în direcțiile contemporane de conservare și promovare a patrimoniului imaterial național.
2. Documentarea de teren efectuate conform metodelor de cercetare etnomuzicologică contemporană. Mergați. Indispensabilă oricărui demers analitic teoretic din domeniul dat. Reprezintă o contribuție în ce privește continuarea acestui tip de activități, susținute de către importanți colegători de folclor, folcloriști, etnomuzicologi și cercetători, ce s-a desfășurat în zona delimitată pe parcursul a circa 100 de ani. În acest sens, descoperirea fondului Ecaterinei Lebedeva a permis introducerea în circuitul științific a acestei importante surse de arhivă necunoscute anterior. Totodată, au fost identificați în cadrul investigațiilor de teren în Valea Nistrului un șir de purtători de folclor ce pot fi numiți tezaurul uman viu, care astăzi păstrează și promovează repertoriul din această zonă. 3. Perspectiva diacronică comparată și sincronică structurală a obiectului de studii al tezei a determinat delimitarea investigației pe plan temporal. În două perioade, și geografic malurile drept și stâng ale râului Nistru, care formează un spațiu folcloric distinct, Valea Nistru. Datorită acestei abordări metodologice, au fost elevate particularitățile colectării, transcrierii, publicării și studierii acestei specii lirice pe parcursul a circa 100 de ani. Au fost scoase în evidență procese legate de circulație și structura tematică a repertoriilor. Perpetuarea sau apariția unor variante noi ale melodiilor de strat vechi, preluarea și adaptarea unor cântece, etc., toate acestea demonstrează vitalitatea și vigorozitatea cântecului propriu-zis din zona cercetată. 4. Au fost determinate principalele particularități ale structurilor muzicale ale cântecului propriu-zis din Valea Nistrului, sistemele de diversificație ritmice, sonore și arhitectonice. 5. A fost demonstrată valoarea culturală de patrimoniu a cântecului propriu-zis din Valea Nistrului, atât în trecut cât și în prezent. Această specie lirică demonstrează și astăzi puternica sa viabilitate în cadrul unor procese firești de circulație încadrate în fenomenul folcloric, fiind un element determinat în aprecierea specificului limbajului muzical al zonei date. Rezultatele cercetării au determinat formularea următoarelor recomandări. A continuat pe teren completarea repertoriului de cânte propriu-zis din alte localități decât cele vizate în teză, inclusiv a înregistrat folclorul etniilor conlocuitoare. 2. A elaborat studii etnomuzicologice dedicate cântecului propriu-zis din Valea Nistrului pe diverse direcții de cercetare. 3. A inițiat un demers pentru identificarea și salvatarea unor importante materiale colectate pe teren și transcrise în perioada interbelică, pe Antele Mală, Mistrele. 4. A editat colecțiile de folclor ce au devenit astăzi rarități bibliografice. 5. A promovat manierile vocale de interpretare caracteristice din satele situate în Valea Nistrului. Și 6. A include materialele tezei în cadrul unor proiecte naționale și internaționale legate de salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. În încheiere, dacă îmi permite, să propun să audiem două sau trei exemple muzicale, dacă ne mai permite timpul, care au fost cercetate din arhiva Academiei noastre de muzică, teatru și acrobatice, primele două înregistrări și un mic exemplu din arhiva personală din satul Slobozia, Răunul Slobozia, colectivul folcloric Dragaia. Mm-hmm.
Apă de oară. Interpretează Luca Axelia la Vedea, născută în anul 1935, e satul de la Cheu, Raimonul Alinii Noi. Nu mi-a găsit un loc, pentru că o să-i spune.
Nostru la Mărioară, în acest...
Mulțumim domnului Vasile Drăgoi pentru prezentarea conținutului tezei Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului, conducător științific, doamna doctor, conferențiară universitară Diana Bunea, ce trebuia să spun chiar la ce am omis. O conlucrare frumoasă, cred eu. Vă rugăm întrebări, dacă sunt din sală, la referitor la textul prezentat. Dacă nu sunt întrebări, atunci rugăm secretarul științific să ne aducă la cunoștință obiecțiile, sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil și în nota informativă de la RACEC, dacă au fost îndeplinite, în ce măsură, și să ne prezinte avizile altor centre științifice referitoare la teza de doctorat. Deci, nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctorat au fost obiecțiile și recomandările au fost îndeplinite integral. Trebuie să citesc? Ei, spune că noi, la presupunerea, am avut cunoștință cu aceste toate obiecții și că au fost îndeplinite, da. Membrii comisiei, ce ziceți, să dăm citire iarăși sau nu, e clar? Nu mai dăm. Dacă e făcut, e... Este îndeplinit, sunt îndeplinite. Da. Și alte avizii? Alte avizii au provenit, deci avem avizii din partea doamnei Mariana Cuceru, doctor în filologie, șefa sectorului folclor, Institutul Filologiei Română, Bogdan Petricescu Hașteu, în Chișineau. Și este un aviz pozitiv, nu sunt obiecții, îmi permit să citesc doar concluziile. Reflectând asupra concluziilor generale și rezultatelor științifice obținute, menționăm că autorul prezentii tezii a ținut cont de obiectivele formulate la începutul cercetării și a reușit să realizeze o lucrare care l-a completat cu siguranță lista studiilor exercitice în domeniul. Ne exprimăm încrederea că este doctor Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului este realizat la un nivel înalt și științific și este recomandată pentru susținerea vederea obținerii titlului de doctor în studiul artelor și cosmologiei de către autorul Vasile Drăgoi. Al doilea aviz, doamna Tatiana Grizunicova, doctor în studiul artelor, profesor universitar, amputat. Consider că teza lui Vasile Drăgoi este o lucrare calitativă efectuată la un nivel științific înalt și corespunde cerințelor înaintate față de teza de doctor în studiul artelor și culturologiei. Actualitatea și semnificația științifică a tezei sunt indiscutabile. Nu trezește îndoială și valoare aplicativă a investigației, rezultatele căreia pot servi drept bază pentru viitoarele cercetări științifice, lucrarea poate fi utilizată de asemenea și ca material suplimentar la diferite cursuri didactice în instituțiile de învățământ muzical. Așa. Avizul domnului Petru Neamțu, artist al folclorului, dirijor al orchestrei folclor, profesor universitar. În concluzie, autorul folosește, considerăm că teza are o mare valoare practică, întrucât materialele transcrise pot fi și trebuie preluate în repertoriul cântărețelor a orchestrelor de muzică populară, fiind un material cu valoare de patrimoniu, ce trebuie valorificat și promovat la toate nivelurile activității artistice. Domnul Vitalie Grig, doctor în studii artelor, șef catedrei muzică populară TAC. Autorul folosește un limbaj științific de obținută lingvistică înaltă. Rezumatul corespunde conținutului tezii, considerăm că autorul tezii Vasile Drăgoi merită acordarea titlului de doctor în studiul artelor și culturologie. Doamna Elena Roșie, doctorul științei pedagogice, catedra științei al educației și managementul universității pedagogică Ion Creangă. Așa.
considerați aspectele analizate anterior și cu abilitățile manifestate, menționat că doctorantul Dragoi Vasile a realizat integral scopul și obiectivele preconizate, cu care este elaborată pe logica cercetării, este bine structurată într-o limbă corectă, gândurile sunt formulate explicit, inteligibil, cu enunțuri concludente. Reșunii cele expuse consider că teza de doctor în studiul artelor și culturologie, elaborate de către Dragoi Vasile, a produs suficiente valori științifice, teoretice și practice, fapt pentru care merită titlul de doctor în studiul artelor și culturologie. Doamna Bupova, doctor în științe sociologice, profesor al Catedrei Sociologiei și Tehnologii Sociale, Universitatea de Stat Șevcenco din Tiraspol. Неоспоримое достоинство работы в широких продуктивной практической реализации результатов. Диссертационная работа Василия Дрогоя соответствует требованиям, а автор заслуживает присуждения степени доктора искусствоведения и культурологии по специальности музыковедения. Честь сын, друзья, помните дефинитивную институцию. Observații, da. Dacă poate cineva poate dorește să mai completeze, doamna Tatiana? Nu am fost și ultimele cuvinte ale mele, unde eu... Mă rog, da. Doamna Sârgova, da. Sigur că autorul merită conferirea titlului științific de doctor în studiul artelor și culturologie, specialitatea muzicologiei, exprim sincere felicitări atât autorului domnului Vasile Dragoi, cât și conducătorului științific, doamnei doctor, conferențiar, universitar Diana Bunea. Mulțumim! Mulțumim! Oferim în continuare cuvântul doamnei conducător științific, dacă aveți ceva de completat, domnul Vasile, la vizele expuse. Eu vreau să spun mare mulțumesc la toți pentru lucrul care l-ați făcut, ați studiat, ați analizat toată și ați spus concluziile dumneavoastră și felicitări. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim mult! Mulțumim! Doamna doctor, conferențiară universitară Diana Bunea, conducătorul științific, va face o caracteristică a candidatului la titlul de doctor în studiul artelor și culturologie. Bună audiență, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific. Am lucrat asupra tezei domnului Dragoi, a fost în următor, pe parcursul a 7 ani. Și a fost o muncă, cum să zic, oarecum foarte, foarte interesantă și pentru mine, pentru că am descoperit mai întâi de toate pentru mine multe lucruri noi. Dar nu despre mine aici este vorba, este vorba despre domnul Dragoi, care pe parcursul acestor ani am avut o colaborare constantă și chiar de la bun început domnul Dragoi a manifestat un interes deosebit pentru această temă. Atunci când a făcut cunoștință, doamna Berzecova ne-a fost, ca să spun așa, nașul, pentru că dumneavoastră ne-a făcut cunoștință și a zis, uite, este un domn de Tiraspol foarte interesat, foarte iubitor de folclor și aș vrea să evoc aici și amintirea regretatului Leonid Traianu, domnul Traianu, care probabil iniția dorise să facă această teză și n-am mai apucat, din păcate, dar de început în 2014, deci domnul Dragoi a lucrat sistematic și ne-am apucat de lucru așa, ca să zic, pe delete, pentru că doar câțiva ani ne-au luat ca să audiem, să selectăm și să transcriem aceste materiale. Deci, din cele din arhiva de folclor, am numărat noi aproximativ
undeva mai sunt încă vreo 1000, poate peste 1000 de exemple muzicale. Deci nu au fost toate descifrate. Deci ele au fost selectate, într-adevăr, toate trecute prin acest filtru auditiv și nu doar al domnului Dragoi. Mai apoi, sigur că un mare lucru s-a făcut și legat de investigarea unor surse bibliografice, mai ales din perioada interbelică, pentru că și domnul Răcoi a făcut și niște drumuri, a fost și la Balta, și deci între biblioteci, în colecții particulare, deci destul de greu a fost ca să obținem aceste surse. La fel, o altă încercare a fost pentru domnul Dragoi, însușirea acestei programe de scriere a notelor, pe care, iarăși, e un lucru mare ca să poți nota și anume fiecare detaliu al melodicii folclorice. Deci, ce să spun, eu sunt foarte mulțumită de rezultatul obținut. Într-adevăr, teza a ieșit destul de consistentă, după părerea mea, și consider că teza constituie o contribuție în etnomuzicologia noastră. În ce privește calitățile personale, pentru că așa cere genul, da? Deci, ce vreau să zic? Domnul Dragoi este o persoană foarte și foarte responsabilă, foarte serioasă, foarte colegial, foarte optimistă, încăpătoare mereu, deci nicio dificultate nu-i sperie și mă bucur că l-am cunoscut și îl cunosc și am colaborat și urez mult, mult succes pe viitor. Mulțumim! Și conform programului ședinței, președinții urmează referenții oficiali. Stimați membri ai comisiei, propun ca să fie citite ambele recenzii, după care candidatul va răspunde la întrebări sau se citește recenzia să răspunde. Cum doriți? Am doi de variante. Unul și răspunde. Unul și răspunde și... Atunci ofer cuvântul domnului Victor Ghina, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător și instituit principal, Institutul Patrimoniului Cultural. Demisul de cercetare, desfășurat în urmă studiului universitare, ciclul 3, cercetător presidentul dr. Vasile Dragoi, materializat în piesă cu titlul menționat astăzi, a avut ca scop o incursiune în domeniul muzicii culturale ca act creativ spontan dintr-un spațiu geografic anume, prin care autorul își asumă misiunea elaborării unei viziuni analitice asupra repertoriului de cântec propriu-zis din Valenistru, sau de pe Valenistru. Denumit astfel de determinat din Băreloiu pentru a supera deosebirile față de alte categorii muzical-folclorice, dar și pentru a-i sublinia ponderea în viața omului, cântecul propriu-zis este specia folclorului muzical care, aparținând genului lui, a trecut în spațiul turcunestrean prin multiple transformări, în special în jumătatea a doua a secolului trecut, pentru a se adapta la noile realități și la gustul public. Comunicând o gamă largă a sentimentelor umane, a dat naștere la mai multe tipuri melodice care s-au păstrat în repertoriul activ al comunităților de pe ambele valuri ale Nistrului, devenind recunoscutibile datorită funcționalității bogatului fond muzical, structural și tematic. Pentru actuala știință a muzicii, cercetarea criticului propriu-zis nu poate și nici nu trebuie limitată la producțiile promovate în serile de concert sau la cele difuzate în programe muzicale în mass media electronică. Bine cumpărat,
altora, în capitatul spiritual al centrelor de intensitate, în cadrul de față, în localitățile rurale din Valea Nistrului, și coabitând cu alte specii ale muzicii de tradiție orală, criticul propriu zis, a putut absorbi elemente caracteristice altor categorii folclorice, dovedindu-se, potrivit aprecierii lui Alexandru Anzulescu, un sumuf al evoluției creației artistice populare. Aceste și alte posibile raționamente, deopotrivă cu cele relatate în partea introductivă a studiului, ilustrează demersul științific al acestei lucrări, servind totodată ca argument în alegerea pentru investigare a temei discuției. Ce se întâmplă? Cercetarea, din spatele acestui dezizerat, parcurge o serie de etape, pornind de la aspecte generale la cele particulare. Structura lucrării este cea canonică, fiind concepută în conformitate cu cerințele ghidului de redactare a tezei de doctor, aprobat de Consiliul de Conducere al Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității, Educație și Cercetare, având următoarea alcătură, partea preliminară, partea principală, partea complementară. Introducerea conține și detaliază elementele obligatorii, care orientează diversul științei. Capitolul 1.3. Cânticul propriu-zis din Valea Nistrului ca specie lirică distinctă, metodă, cadru temporal și geografic al cercetării, divizat în 4 subcapitole distincte, favorifică informațiile și perspectivele de analiză asupra spațiului ales ca punct de referință pentru cercetare. În rezultatul acestei cercetări, după expunerea analizei principalelor surse bibliografice relevante pentru procesul de cercetare realizat, care stabilește în esență stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei adese, sunt elucidate posibilitățile și problemele de studiu, urmărind aspecte precum recunoașterea expresiei speciei cercetate, localizarea ei spațială, viziune geografică, socială și temporală asupra acestea, precizarea reperilor metodologice, proiecțiile cercetărilor de teren întreprese pe Valea Nistrului, cu inserarea acestora într-un tabel al localităților riverane de pe ambele maluri ale fluviului. Problemele pe care le urmărește AUFIO-ul în tratarea materialului i-au impus metodele de lucru și unele criterii de analiză proprii cercetării etnomuzicologice, care sunt precizate în cuprinsul acestui capitol. Capitolul 2, Cânticul propriu-zis de Valea Nistrului în publicații de folclor din secolul 20-21 și cele trei subcapitole componente are ca obiectiv trecerea în revistă și cronologizarea publicațiilor de folclor realizate în baza studiilor de teren întreprinse în localitățile din Valea Nistrului, documente ale cercetării analizate pe mai multe direcții. Studiul în amănunt al activității folcloristice a cercetătorilor din domeniul Lidia Axionova, Gleb Cetovski-Mereșan, Efim Jughetu, Petru Stoian, Vladimir Cubet, Constantin Rusnac, Tatiana Găloșcă, Ioan Nicola, Grigoriu Răzătatu, Tudor Colac, Dumitru Blăjinu, Nicolae Băleșu și alții. Și produsul lor valorificat editorial, supunând apoi examinării atât tipurile de materie pe care aceștia le-au cules și publicat, poezie, melodie, grupate în aretă, pe are tematice, repertorii, cântec lir, cântec epic, balada jurnală, oral, colindă, cântec de stea, voce, melodie de dans, oratorie, etc., cât și diferite creații personale în stil folcloric, în varianta de prelucrare sau adaptare, pentru a demonstra modelul folcloric urmărit. Colecția obținută din mostre de cântec propriu-zis sunt clasificate și analizate. Este de observat abilitatea cercetătorului care a reușit să acumuleze informație bogată și diversă, rezultate din studierea datelor obținute din sursele consultate și din deplasările personale de teren, întreprinse expres pentru elaborarea tezei de doctorat. Cânticul propriu-zis din Valea Nistrului în colecții și arhive este titlul capitolului 3, care își propune să pună în evidență un set de documente muzicale valoroase, inedite, precum fondul Ecaterina Lebedeva, găsite relativ recent la Muzeul Național al Muzicii din Moscova, Federația Rusă, și Archiva Audio al Academiei de Muzică de Artă și Arte Plastice, la care se adaugă colecția autorului. Aceste instituții de conservare a muzicii etnice constituie importante baze de date cu conotații nu doar muzicală, ci și istorică, ontologică,
sociologică, lingvistică, care sunt supuse prezentării și interpretării în cuprinsul acestui capitol. Surprinse în libertate de asociere a melodiei cu textul literar, clasificarea materialului colectat conform exprimării poetice a textelor de gen erotice, ciobănești, patriotice, de muzică, de dor, de jale, de revoluție, de răspunsuri, de înstrăinare, de glumă, de pahar, de joc, inclusiv cântece de stil nou, unele dintre ele urtând amprenta ideologică a timpului. Din observațiile prezentate de semnătar, se constată tiparul predominant al versului în satele cercetate, care este cel octosilabic, în formă catalectică, acatalectică, dar nu lipsește nici tiparul metric hexasilabic. Interpretarea falselor, în viziunea autorului, prin prisma documentelor identificate și investigate, conduce către concluzii care surprind caracterul unitar al criticului propriu-zis în cultura națională, manifestat în același sistem de versificație, în mare tipar tetraconic, organizat de emoții diatonice și sisteme ritmice justosebate, mai rar, paranormato, corelate cu strofe melodice, preponderent fixe. Este dimensionat faptul că analizele cercetătorului din acest compartiment sunt aplicate, voleți să mănânți, din motive explicabile, unui material muzical și poetic fixat, relativ recent, circa un secol, exprimând, în esență, un interval cronologic limitat și tardiv al fenomenului muzical evocat. Această constatare decurge din realitățile atestate pe teren, din colaționarea rezultatelor sondărilor materialului faptic, adunat de tipele de cercetător la anumite intervale de timp, cât și din studiul autorului, fapt relativ în teză. Documentele muzicale investigate însă nu sunt suficiente pentru a formula aprecieri definitive sau pentru a cuprinde exhaustiv aspectele definitorii asupra specificității cât de contrapruzit din localitățile de pe Valea Mistrului. Da, ideile lansate în teză de către pretendentul la titlul științei reprezintă, înainte de toate, un punct de pornire în stabilirea unor repere conceptuale suplimentare ale problematicii și în adâncirea analizelor ulterioare, care, pe măsură completării bazei de date muzicale regionale, vor putea fi extinse, completate, reverificate, reevaluate, parțial sau integral. Cu toate acestea, panoramarea spațială și temporală întreprinsă permite reconstituirea unor etape ale traseului categoriei muzicale cercetate cu identitate conturată, acceptând de indiciu estimativ criteriile realizării artistice, estetice și compoziționale raportate la mijloace muzicale și sau poetice de pe state. Tot aici este consemnat profilul purgătorilor de Philipsor Jusis, interpreți și grupuri etnicolorice, în care se regăsesc date referitoare la contribuția acestora la promovarea repertoriului și tematica acestora. Capitolul 4 analizează particularitățile structurale ale clinicului propriu-zis din Valea Mistrului și ipostaze ale acestora, în care se parcurg etapele definitorii ale analizării acestui tip de creație, promovat și păstrat în memoria interpreților de folclor, punând în lumină succesiv un desfășurat corpus de analize privind morfologia versului cântat, motive și teme literare specifice, predominante fiind listru, înstrăinarea și jale, amărăciunea, însingurarea, ursica, căsătorie nefericită, dragoste nefericită, recruție, cătănie, armata, zorul și dragoste, etc. Sunt de asemenea evidențiate particularitățile versului cântat, structura, tiparul, gruparea în cadrul strofelor, formule de repetiție, anafora, epifora, anadiploza și unele combinații de acestor, anaproza, refrenul și altele. Morfologia structurii melodice la nivel de sistem sonor, tipar modal, tipar tonal, ambitus, contor melodic, de structuri și forme ritmice, forme arhitectonice din anorul melodică ritmică. Toate acestea facilitează decodarea mesajului conținut în cântecul propriu-zis, a conotațiilor expresive ale acestor creații, tratate cu competență în diverse. Metodologia sintetică aplicată pe un corpus reprezentativ de 265 de cântece propriu-zise, acumulate în peste 50 de localități rurale și urbane, cu preponderență rurale, parte dintre ele, incluse în colecțiile de folclor publicate în dreapta și stânga Nistrului, conferă studiului coerență și articulare proprii specii cercetate.
Exemple muzicale din anexele 1 și 2 reprezintă pentru autor o suficientă bază de date, în temeiul căreia au fost întreprinse analizele muzicale. Se cuvine a fi remarcat și un alt moment important care a fost soluționat de autorul. Până în prezent, folcloristica muzicală s-a confruntat cu problema identificării unui principiu unificator în notarea melodiilor, astfel încât au fost elaborate mai multe propuneri de notare a folclorului muzical. Notarea melodiilor cu finală unică pe sol octavă întâi, variantă cu bar tot pe, notarea relativă, e vorba de power cap, notarea majoră minoră, în funcție de sunetul final, sol octavă întâi, mi octavă întâi, și notarea cu centru stabil. Autorul credând pentru penultimul principiu de notare, care, în opinia noastră, este unul de aur. Concluzii și generale și recomandări sunt prezentate pe direcții distincte, sub forma unor idei care pot fi privite ca o expunere sumativă a procesului de cercetare științifică a repertorului studiat, incluzând propuneri viitoare de cercetare în domeniu care sunt formulate în baza observațiilor ce fac apel la experiența personală a studentului doctorant, asta trebuie să spun, de fapt, ex-studentul doctorant, privind abordarea speciei muzicale studiate. Bibliografia compusă din 144 de titluri, anexele 1 și 2, completează conținutul tezei de doctorat, în care a fost propusă evidențiarea reperilor ce pot constitui jaloane pe calea cunoașterii, pentru propriu-zis, în localitățile Trans și Cis Distriene. Observație. În teză ne apare estompată analiza habitatului specific zonal și situația demografică a regiunii cercetării. Denumirea și conținutul sub capitolul 3.4 punct, aspecte ale interpretării pentru propriu-zis din valea lipsului, deși este bine gândit, nu cadrează cu sensul investit în denumirea capitolului 3, când e comportul în valea listelor, în colecție și altă. Din punct de vedere metodologic, formula specifică de început în lirica populară Frunză Verde, prin care autorul indexează denumirea cânticului, este depășită. Titlul cânticului, care începe cu sintagma Frunză Verde, se stabilește după versul al doilea al primei strofe. Și aici fac o precizare. Nu ne referim la cele lucrări care au fost preluate și analizate din colecție. Ele așa au fost tipărite, dar ne referim anume la acele lucrări care au fost colectate și numite astfel de către autor. Am constatat o nesiguranță în materie de geografie și de apartenență administrativ-teritorială a localităților de Republica Moldova. A se vedea pagina 44. Satul Lipeț, raionul Râmnița, niciodată n-a fost în raionul Râmnița, în autonomie, a fost în Bârzola. Următorul Cotovsk și în prezent Podolsk. Da. Se află și în prezent. Pagina 59. Satul Țipova, Țipova, așa e și scris, raionul Zorova, niciodată n-a fost. În tot timpul Țipova, Țipova, a fost în raionul Rezina sau de Orhie. Satul Cimișeni, raionul Rezina, pagina asta, de la pagina 75. Nu a fost Cimișeni, în Crăulei. Pagina 60. Satul Mălăiești, raionul Ștefan Bodă. Pagina 75. Satele Țarevă și Țarnăuș, raionul Râmnița. Au fost în Râmnița prin anii 60. Au fost. Când raionul Râmnița cuprindea și partea stângă și partea dreaptă. Dar în anii 80, când este consemnat aici, eu mă trag din părțile cele, chiar de fumalul Nistrului, era deja în raionul Râmnița. Iar o serie de localități, precum Satul Lumblenița, raionul Soroca, și satele Trifești, Pripiceni Rezești, Pripiceni Curi, Răscopeni, Echimunguți, Răunul Zina, ar fi greu de categorisit ca aparținând geografic de Valea Nistrului, ca să vedea pagina 58. Aici, probabil, trebuie de făcut o departajare. E vorba de Valea Nistrului și Bazinul Nistrului. Sunt două moțiuni puțin diferite. Dacă lucrul ăsta era, atunci lucrurile puteau fi mult mai clare. Mai clare. Orașul Ismail este ortografiat greșit prin Ismail. A se vedea pagina 54. Solicităm pretendentului la titlul științei o precizare. În sensul celor studiate, au fost constatate în localitățile din Valea Nistrului variații regionale ale lirismului în cânticul propriu-zis. În continuare, prenumele adevărat Ian Paul Hazova este, de fapt, Alexandra,
nu e. Ea avea și un numele Domnul Dobrovolski, dacă nu vedeți, care era colectivitoare. Pagina 42. Este indexat greșit numele antologiei semnate de Iulia Simineu, se vedea pagina 42 și 153. Denumirea corectă, Cântecele Moldovenești din Basarabia. Este citat greșit numele autoarei, susținut numărul 2, antologie de lirică populară românească, ediție îngrijită și studiu introductiv, eu, Bârgu Georgescu, Ligia. De fapt, nu-i Bârgu, e Bârgu, adevărat. Acronimul CNCPTCI, a se vedea pagina 58, este indexat greșit, corect, e CNCPTCI. Datele bibliografice ale unor surse sunt prezentate incorrect. A se vedea, spre exemplu, numărul 46, 47, pagina 148, numărul 71, pagina 147. Concluzie. Scopul și obiectivele urmărite de autologizare sunt în mare atinse. Prezenta lucrare reprezintă rezultatul cercetărilor riguroase, competente în domeniul etnomuzicologiei. Fondul general al acestea, prefigurând ideea centrală, privind cunoștințele și capacitățile de analiză și sinteză ale pretendentelor în domeniul cercetării științifice, ceea ce reprezintă ipoteză de doctorat științific. Studiul întreprins poate constitui o sursă de inițiere pentru cei care doresc să se aprofundeze în cunoașterea vieții cultural-artistice din prezent și de altă dată a localităților din Valea Nistrului, dar și un demers complex de abordare a unei probleme științifice despre creația muzicală plurală regională, lăsând loc unor viitoare dezvoltări analitice. Având în vedere că lucrarea examinată reprezintă produsul reflecțiilor, căutărilor, întrebărilor și răspunsurilor personale ale autorului pe parcursul stagiului doctorat, proiectează viziunea de sens și valențele repertoriilor analizat, fondul general și rezultatele obținute, prefigurează ideea de a fi apreciat cu calificativul solicitat. Sunt de acord cu dumneavoastră, fiindcă noi am cercetat
anume după informațiile care au fost indicate în arhiva de folclor din cele 16 expediții folclorice și la momentul atunci așa au fost numite satele. Sunt de acord cu dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru această întrebare. Cunosc, evident, că satul Lipețc este din regiunea acum ucraineană Kotovsk, dar cred că așa s-a primit, l-am scris greșit, de la Râmnița, că nu a putut să fie la Râmnița. Și referitor la satul Cemișeni, că e din la Rezina, tot am să facem numai decât toate cărările astea. Satul Mălăiești, care mai este și în astăzi cunoașteți personal, chiar primul sat după Tiraspol este satul Mălăiești și mai sunt sate Mălăiești chiar și în anii din noi și mai multe regiuni. Trebuia să menționez că peste tot în teză am citat și păstrat indicațiile care au fost scrise în arhivă. Desigur, vreau să vă mulțumesc pentru sugestia de a selecta mai rigoros satele care aparțin geografic, nume bazinului, listul pe ambele maluri a râului. Vă ține cont observația dumneavoastră pe viitor și nu decât eu angajamentul să le corectez. Întrebarea dacă am depistat în procesul de cercetare anumite variații regionale ale lingvismului de critic propriu-zis din valenistică. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Dacă considerăm că există în criticul propriu-zis din zona Valea Nistrului anumite aspecte lirice distincte, în ce privește mai ales interpretarea de voci, de obicei, la două voci, la elemente de trei voci, este clar că spațiul Văi Nistrului se află la hotar cu țara vecină, Ucraina, și folclorul fiind ca creație vie orală care trece de la o persoană la alta, au fost toate multe modalități de interpretare a cânticului popular românesc pe două voci și trei voci, după cum cunoaștem, cânticul are o formă melodică pe o voce. Noi îl cunoaștem anume în spațiul bazinului Nistrean pe două voci, pentru că este, așa spune, luat de la interpretarea criticilor ucrainene, care tot timpul au fost interpretate pe două și trei voci, dar sunt interpretate de colectivele moldovenești și sunt acceptate ca critice românești, decât la cei că multe momente de interpretare, spune metodele de interpretare cu sfârșitul frazei în octavă și în multe variante de interpretare folosesc interpretarea în sextă, care este tot, aș spune, este foarte cunoscută interpretarea muzicii ucrainene. Eu am primit angajamentul să corectăm toate observațiile făcute de dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc mult pentru această observație legată de ortografia, corectarea numelor, denumirilor, a surselor. Sunt de acord și cu ele, fiindcă au fost comisie oameni care greșesc și vreau să vă asigur că numai decât o să le corectăm, decătem la ce sunt temă foarte interesantă și este clar că o să prelungim mai departe, o să prelungesc să studiez obiectul dat și o să fiu mai atent. Vă mulțumesc mult! Mulțumim! Domnul Victor Ghilaș, sunteți să-i spun? Nu, pe ce dar o să facem după? Păi, evident. Mulțumim și acum, doamna
Ghea, recenzient oficial, Ciprian Chițu, doctorul studiu artelor, conferențiar universitar, Universitate de Arte George Enescu, Iași, România. Poftim, vă ascultăm. Da, da, poftim. Cilindre tolerație, colegi din comisie, estimabile doamnă, doamnă și domnul din public, vă transmit și eu încă doar să salut în linia aștia. Dau citire tratului meu că am ascultat tezei de doctorat a domnului Vasile de Goi, menționa că voi face și un rezumat al acesteia, pentru că este destul de spoață, ca o teză așa de mare și de serioasă, referatul este de măsură. Referat în teze de doctorat când un corp prezis din Valea Nistrului, realizată Vasile Stăgoi. Prezentă lucrare reprezintă o cercetare minucioasă și laborioasă cum făcutuită, cu însemnătate nu doar pentru zona etnopoporică menționată, Valea Nistrului, ci pentru întreg arealul moldovenesc și românesc, corpul basrapeană, are numeroase similitudini cu cel din țara mamă, fapt conferit de înțeles de contextul istoric. Pentru o cercetare prezintă un malinou al celui moldovenesc din ea, ce are drept axele zori rundului. Raportat la alte zone din Basarabia, contaminate de influențe ucrainene sau rusești, acesta era dar în esență moldovei mari. În sfârșitul tezei se poate seama asupra prezentei investigații și prezintă o poziționare metodologică a priorică cercetării. Acesta se referă la timp improvizis limitat la o zonă etnofolcorică și anume Valea Nistrului. De asemenea, însul prin activități din Nisua, care teoretică înseamnă acțiuni care au fost aplicate târzi, și a cuvântului răspune o vastă cuprindere a faptelor și cultură orală. Această convențională și treptată restrângere s-a datorat revendicării numeroaselor și complexelor manifestări de către disciplinele anumite folcloristice, precum antropologie culturală, etnologie, etnografie, etnopsihologie, disciplinele tangențiale subiectului tezei, pe care autorul îl folosește în cercetarea sa, pe lângă știința fundamentală care este folcloristica muzicală. Intitulată când de contribuție din Valea Nistrului, teza reprezintă o contribuție importantă realizată în viziune diatonică, dar cu revedere sincronice, adusă unui gen muzical neoclasical, ce a suferit transformări vizibile, mai ales în ultima perioadă. Fiind de contribuție este cel mai variat și bogat gen din practica folclorică, cu o arie de răspândire extrem de vastă, iar circulația sa în global primară este intensă. Alături de repertoriul coreografic, reprezintă genul neocazional cel mai vizibil în practica folclorică oară. Onoarea și importanța genului cercetat în contemporanitate sunt indiscutabile. Funcționalitatea când e propozis acoperă un areal destul de vast de manifestări socioculturale, pornind din lumea satului, acolo unde mare și unele junțiuni cu autenticum, până la variantele de sale spectaculare moderne, frecvent promovate de mass media sau în cadrul unor festivaluri de profil. O cercetare cu tentă exhaustivă a acestui gen folcloric este salutară și importantă în practica muzicologică, etnomuzicologică actuală, deoarece studiile din spațiul folcloric propus pe cercetare și nu numai, sunt relativ deficitare. Amploarea tematicilor literare și ale cântecului propriu-zis este diversificată, adaptată la problematicile contemporane. Bogăția și varietatea melodică, diversitatea variantelor și a stilurilor sale muzicale, determină actualitatea temei propuse spre cercetare, cum și cea de originalitate a prezentului demers. Cu atât mai mult, arealul Valea Nistrului a fost eludat de etnomuzicologii români, neexistând până în prezent studii de amploare referitoare la subiectul cercetat. Materialul muzical uzitat de autor include importante surse folclorice preluate din arhiva de folclor a Academiei noastre și foarte important este aportul personal autorul anexând cercetării un număr semnificativ de melodii din arhiva proprie. Vorbim aici de aproximativ 300 melodii ce au fost editate și transmise de domnia sa. Acesta a devenit un obiect valoros de patrimoniu ce este studiat pe mine și coroborează ideea de originalitatea prezentului de zirare.
Nota distinctivă a tezei rezultă și din faptul că doctorandul Vasile Grigore a ales, a transcris, a cercetat și a caracterizat în plan muzical spectral repetor de cântec propriu-zis dintr-o regiune limitrofă a realului folclorii românești, anume Valea Vistului. O secundă să dau mai jos la mine cu modul ecou. Scriptarea este structurată în 4 capitole, la care sunt analizate introducerea și concluziile generale. Voi citi, voi sări peste prezentarea lucrării, pentru că a fost tot și adevărul și domnul cu voi. Deci, stau mai mult pe ultimul capitol, voi merge la concluziile mele, ce țin de concluziile domnului Grigore. În ultimul capitol este adresată bogăția și varietatea limbajului muzical a genului studiat, confirmată de analiza structurilor sale poetico-muzicale și de intențierea particularităților ce țin de versificație, de sisteme ritmice, ritmice sonore și arhitectonice specifice zonei cercetate. Capitolul se intitulează de când îl reproduziți din Valea Vistului și inserează unele subcapitole ce furnizează informații utile despre unele aspecte ce țin de partea literară a când îl reproduziți în speță tematică a acestuia, versificația când îl reproduziți și tiparul metrice ale acestuia, tiparul posibil, în mare parte, ce denotă că genul este chiar foarte, foarte vechi, doar referent la Haydn. Rima, refrenul, elementele citate ce apar în timpul interpretării, corroborate de exemple muzicale concrete. Tot aici, lucrarea vorbește despre unele trăsături ale structurii muzicii melodice, fiind caracterizat aspectul melodic al cântecului din arealul studiat, ca element integrat cântecului liric și rezultat al caracterului sintetic al creației populare. Este evidențiat aici cu o plajă diversificată a structurilor sonore, de la structuri modale polifonice până la modalismul complex și influența într-un alt mai. Tot aici vorbește despre intervalică, despre profil melodic, cadențe cezurane și cadențe dinamice, ambitus, elemente de ornamentație melodică, etc. Doctorandul prezentează aici trei straturi evolutive ale melodiei, unul vechi remot. Melodii de structură nouă din mediul rural și melodii de provenință urbană și unele compoziții pseudo-folclorice, de-am zis o șlagere folclorice, preluate din repertoriul unor interpreți consacrați. Aici vorbește aceste structurile ritmice specifice genului, prezentarea sistemelor ritmice predominant cel giustosilabic, axat, paramaturbator și cel mai rezultat este divizionatul acuseam. Acestea au fost prezentate sub formă analitică, ilustrate în exemple concrete realizate de către autor. Mai vorbește despre forma arhitectonică, ce relevă o mare diversitate, acoperând totalitatea structurilor arhitectonice specifice genului, se numesc sofere de tip primar, de tip binar, ternar, quaternar, fiecare având o anumită pondere în melodiile de strat vechi și nou contemporan. Concluziile generale reprezintă chintesența întregului deziderat al domnului Vasile Grigore, fiind prezentate aici rezultatele efortului depus de doctorand, argumentarea scopurilor propuse în studierea și cercetarea genului. În tratarea destinată cântecului propriu-zis, autorul a încercat și a reușit să evidențieze evoluția specificului, varietatea, spectaculozitatea pictorescă acestuia într-un context național cu referire exact la zona cercetată și anume la Valea Vistului. Subiectul propus pe cercetare de către doctorand, reprezintă unul de larg interes pentru etnomuzicologia românească și a Republicii Moldova, pentru că este un gen neocazional ce a suferit multe transformări în ultimele decenii, fiind o specie bine delimitată de în sintaxa folclorică și prezintă o largă vitalitate fiind departe de desuieturi. În asumările din ultima perioadă, influența tonalului, tendința către simbolizarea genului, compozițiile pseudo-folclorice, unele reușite, altele puțin reușite, din păcate, influența deseori nocive a luacelor mass media, abordarea de unele formații profesioniste, contaminări, interferențe cu alte popoare și cu mai de cel gainan și cel rus, au îmbogățit elementele de limbaj, dar au și sărăcit simplitatea și etosul folcloric românesc. Deseori, în tematică, versificație inadecvată, neconcordanța între centrele topice din vorbirea fluidă și cele ritmice sau fonetice, armonizările tonal-funcționale, polimologia electronică, sincretismul forțat, costumații inadecvate, investări audio, hidroplicul sinopsilopoase,
autenticitatea lui propriu-zis are despre ei. Șlefuirea continuă și producționarea folclorică dispar, sunt loc de sorți. Alte care nu putem da, din păcat. O teză etnomuzicologică are dificultatea specială, deoarece implică pe lângă o documentare de plină și o parte practică de culegere, de cercetare, transcriere și teorizare a materialelor muzicale. Abordarea unui asemenea subiect necesită curaj, deoarece repertoriul este extrem de vast, iar sondarea datelor, selectarea melodiilor, culegerea, transcrierea și sistematizarea lor necesită efort, flair, răbdare, universitate și mai ales știință muzicală, știință de carte. Iar domnul Prăvoi a dat-o poate că o pare. Arealul ales pe cercetare este unul limitrof, dar extrem de variat și de vast, pentru că mi-a spus că bate bața la avian, ducând cu el două probleme și o tematică specifică, o văd antagonică. Bibliografia este extrem de amplă, consultată private și denotă o bună documentare a acesteia și tratarea problematicii cu multă obiectivitate. Dar spunea, consultarea acestor folclori, a unor studii realizate de înaintea și relevă un plan bine organizat și editat de un cercetat. Bibliografia finală inserează numărul 244 pictur în limba română și în limba română și rusă, două anexe cu mărbide și date de Ducuran, selectate din arhiva de folclor al Academiei dumneavoastră și din arhiva personală a candidatului. Sistematic și cu multă obiectivitate, au fost prezentate și listele melodiilor din aceste două anexe, cu indicarea localităților și numele informatorilor. Să denotă că denotă mult profesionalism. Realizarea unor anchete în care se subvinte genul propus, pe cercetare prezintă un efort considerabil din partea autorului, ce este demn de apreciat. Găsirea și selectarea informatorilor, utilizarea unor metodice cercetare directe sau indirecte, selectarea celor propus pentru cercetare, sortarea materialului cules, transcrierea, reprezintă coordonate ce conferă dificultate, dar și originalitate transpusă în valoare prezentului deziderat. Lucrarea asemenea reprezintă un flash contemporan al situației cântecului propriu-zis dintr-un areal folcloric destul de vast, pe cum este valea mistului. Faptul că doctorandul a optat pentru realizarea cercetării pe cursul unui denotă profesionalism. Doar așa poți surprinde legată de folclor și scrieși unitare, îți poți crea o imagine obiectivă despre specia studiată. Totodată, lucrul este desor și murăzor, poate avea elemente antagonice, concepte, idei divergente, ce se referă, bineînțeles, și în planul, cultural. Structura tezei este bine organizată și poate emite pretenții exhaustive. Avem prezentări cronologice evolutive pe toate planurile cercetării, definirea specialese și a metodelor de studiu, descrierea arealului de cercetare, contribuțiile de înaintașilor în domeniul de pe ambele modurile mistului, consultarea arhivelor de folclor existente, aportul personal prin culegere și prin transcriere, ce trebuie să fie intrinsec atunci când vorbim de o teză de folclor, toate conferind de teze originale. Considerabilă pentru via etnomuzicologia contemporană din Basarabia și din, România. Ținând cont de faptul că Moldova, din ambele părți ale Republicii, este deficitară la capitolul de cercetare folclorică, consider în tot ce a realizat în acest demers. Dictam, domnii sale sub urmarea meritorie, plină de profesionalism al folclorantului științific, reprezintă un câștig pentru fenomenul folcloric contemporan și conferă o diagnoză obiectivă a ce se petrece astăzi dincolo de Prut. Și vorbesc din punctul meu de vedere. Prezenta teză de certifică faptul că Basarabia are folclor, iar acesta nu este obiectiv doar de compoziții pseudo-folclorice, reprezentate doar de repertorii coreografici de concert și când deci propriu-zise de schimb futuristă, am zis aici, tributarea simfonicului și sistemului tonal major funcțional. Nicolae, în care se distinge prin volumul factologic amplu și complex, prin claritatea discursului dialectic, prin profesionalismul demonstrațiilor analitice, prin valoarea artistică și documentară, prin atitudinea obiectivă și competentă în fața aspectelor nocive și merite care, titlului academic, domnului Vasile Trăgoi.
amintesc preștele mele, când am văzut și, bineînțeles, doamnei Comodor, profesor Cuprețear, Diana, preștele. Mulțumim, mulțumim, domnului Ian Pițu. Pițu. Domnul Vasile Domboie, stimate comentar. Stimate domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru apreciile dumneavoastră, pentru timpul care l-ați consacrat nou pentru a studia teza noastră și pentru toate îndrumările și părerile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Și să iată că Google Meet se gata de jumătate, pentru că eu am auzit mult de întâlziri și multe lucruri de păzare, dar am prins să vă mulțumesc. Mulțumesc! Și acum rugăm onorată asistență din sală, dacă dorește cineva să-și spune... Da! Influențele ucrainene în interpretarea unor melodii. Aceste influențe sunt doar în interpretare sau undeva sunt mai profunde, fiindcă chiar și exemplu care l-am audiat astăzi, da, niciodată n-aș spune că e muzică moldovenească sau românească. Da. Este clar că este o influență muzicii, a culturii ucrainești, care este la hotar cu regiunea nisteană, fiindcă aceste cântece care sunt interpretate pe două voci, sau spun la mai multe voci, sunt considerate cântece românești, cântece moldovenești și cei care le interpretează, așa le-au auzit de la strămoșii săi, sunt niște critici care au trecut cu reale autorică în zona transnistreană. E așa de simplu le au ei singuri și nu că le-au învățat, aș spune, undeva unde au fost scrise în materiale folclorice, dar e o interpretare care asta este cerința sufletească a interpreților care o interpretează și ei, cum aș spune, automat trec la acele două sau trei voci. Deci influențele astea sunt exclusiv în interpretare, în structura melodiei, în asta nu este și nu se manifestă. Este și este ceva altă. Da. Da. A doua, alte teme, da, teze de doctorat. Vă rugăm, doamna Stala Țăcunova, doamna profesor, doctor studiatelor, domnul Vasile, vă rog, puteți să... Материалы Украины, фольклор, музыкал, Дмитрий Смистеев.
a devenit pentru prima dată subiectul unei cercetări serioase. Mai mult, în procesul de elaborare a tezei, domnul Dragoi a colectat și descifrat un număr imens de melodii. Sunt sigur că anexele la teze, anexa 1 și anexa 2, ar trebui publicate ca o colecție de folclor. În al doilea rând, folclorul tradițional este acum pe cale de dispariție. Astfel încât orice încercare de a fixa melodii populare este favorabilă și lăudabilă. Nu numai urmașii celor care locuiesc acum în Republica Moldova, ci și muzicologii din alte țări îi vor mulțumi pe autorul tezei, fiindcă acest material, inclus în panorama mai largă, este o resursă valoroasă pentru cercetările ulterioare. În cele din urmă, munca comună a autorului și conducătorului științific a dat un rezultat excelent. Textul tezii este de înaltă calitate științifică. Cred că el merită de o publicație separată. Consider că teza discutată corespunde cerințelor pentru lucrări de acest gen, iar autorul ei merită gradul științific de doctor în studiul artelor și culturii. Vă mulțumim! Mai dorește cineva? Doamna profesor, Svetlana Victorovna, vă mulțumesc foarte mult. Urmează să se expună membrii Comisiei de Susținere. Ofer cuvântul doamnei doctor habilitar, profesor universitar. Atunci, vă rog, doamna Cădicea, profesor universitar, vă rugăm să vă expuneți referitor la teza domnului Vasile Dragoi. Nu vreau să spun că sunt și niște vremuri grele acum, care mult din timp, eu am fost cu orchestra simfonică să evoluăm cu un concert în Bendier și nu putem să trecem. Eram cu Maria Bieșu, cu cei mai mari cântăreți care avem noi în Moldova și o trebuit să intervină în organele oficialitățile să vină ca să putem trece să avem acest concert la Tighina, în Bindier. Și sigur că a fost un concert extraordinar, dar de asta vorbesc, sunt niște pienici care nu ne permit liber să mergem, să venim, să analizăm și să valorificăm toate aceste lucruri pe care ne vizează pe noi muzicieni în primul rând. Teza lui Vasile Dragoi este o lucrare, în primul rând, serioasă. Și, în al doilea rând, o lucrare originală. Elaborată după o metodă
o metodologie bine pusă la punct pe segmentele diacronic și sincronic, în care cercetarea se structurează pe verticală temporală și pe orizontală sincronică. Această abordare i-a permis autorului să studieze în profunzime tema aleasă pentru cercetare, melodiile de cântic propriu-zis din satele din Valea Nistrului. Aș vrea să menționez că cercetarea discutată astăzi este dedicată unei teme foarte importante, cum am spus mai sus, și este binevenită în știința etnomuzicologică autohtonă. Se știe că muzica tradițională, folclorul, mereu au reprezentat o actualitate aparte. Dacă e să luăm în considerare cât de bogat și variat este folclorul nostru și mai ales pierderea irecuperabilă pe măsura trecerii timpului a interpreților și purtătorilor de folclor și a repertoriului pe care încă îl mai păstrează aceștia. Merită de apreciat faptul că autorul a efectuat, în primul rând, o muncă de colectare, selectare și transcriere muzicală, înainte de a începe cercetarea teoretică propriu-zisă. Asta este o muncă imensă. Imensă. Nu numai cât timp trebuie, dar trebuie și cunoștință, trebuie să ai trecere la oameni pe care îi cunoști, noi cunoști, așa mai departe. Așa că ați făcut un lucru enorm. E foarte important acest lucru. Fiindcă aceste cântice, odată cu trecerea în neființă aceștilor, trebuie să pierd. Și dacă nu le-ați fixat, important să le fixați corect. Asta este important. Un alt moment pozitiv este faptul că a descoperit fondul Ecaterinii Lebedeva în Arhiva de la Moscova. În acest context, aș vrea să întreb autorul dacă preconizează să continue aceste investigații și să recupereze ce a mai rămas din acel fond. Dar, atunci când vă dau această întrebare, aș vrea să fiți foarte atent, pentru că sunt foarte multe greșeli. Atunci când s-au cules aceste melodii și mai ales lingvistice, sunt cuvinte care sunt schimonosite. Eu zic că dacă o să lucrați mai departe și o să faceți acest lucru mai departe, trebuie foarte atent și probabil că ar trebui. Asta nu este bătut în cui. Eu cred că ar fi bine de consultat și cu poeți, cu critici literari care cunosc, slavă Domnului, avem pe Marile Cipoi de la Academia de Știință Academiciană, îl avem pe Ion Hatârg, Iulian Filip, care e un folclorist extraordinar, și nu mai spun de noștri, domnul Ghilăș, care are atâtea lucrări și știe, ați văzut că a făcut atâtea corectări în lucrarea dumneavoastră, de ce ea cunoaște, nu? De ce ea cunoaște foarte bine, așa că aveți la cine să vă adresați. Vreau să mai menționez și faptul că repertoriul selectat a fost studiat pe plan comparativ, atât în cadrul unor colecții de folclor editate în diferite ani, cât și din Arhiva Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Arhiva Personală. Asta e un mare lucru. Dumneavoastră aveți această arhivă. În același timp, au fost analizate și prezentate și trăsăturile muzical-structurale ale melodiilor. În mod special, aș vrea să remarc concluziile generale care reflectă și sintetizează conținutul tezei, generalizează și prezintă principalele rezultate ale cercetării și recomandări, dar și pe parcursul tezei, autorul pune accent pe faptul
când el este studiat o specie muzicală folclorică ce ține de patrimoniul nostru imaterial, ce necesită a fi studiată, promovată și valorificată la toate nivelurile, nu doar la cel științific, dar cred eu că e important și la cel practic, interpretativ, ceea ce înseamnă că melodiile transcrise și analizate de dumneavoastră, de Vasile Dragoi, în teza sa, pot fi preluate în repertoriul cântăreților voastre, pot fi utilizate și de compozitori ca sursă de inspirație. Și vreau să subliniez că în compoziție, în ultimii ani, cam puține lucrări avem de acest gen, unde să exploatăm această mare bogăție, cum este folclorul. Și eu cred că aceste cercetări ale dumneavoastră, eu cred că vor da noi idei compozitorilor, cei care scriu muzică și să se apropie de acest de aceste frumoase melodii folclorice pe care le analizați dumneavoastră. Astfel, teza are o mare valoare practică și eu aș veni cu o recomandare de a o publica ulterior sub formă de studiu științific, însoțit de o colecție de melodii folclorice pe care le-ați studiat. Asta e foarte important, ca să fie materialul pus la dispoziție și la critici muzicali și la compozitori. Totodată, aș vrea să mai menționez că teza este scrisă într-un limbaj literar accesibil, autorul utilizează terminologia de specialitate. Teza corespunde tuturor cerințelor înaintate către o teză de doctor. Autorul merită conferirea titlului doctor în studiul artelor și culturologiei. Eu vreau să felicit, în primul rând, conducătorul, pe doamna Diana Bune, care știți ce important lucrul ăsta? Să-l aduci până la capăt. Mulți încep și pe urmă rămâne și asta e o pierdere de timp pentru conducător și mulți nervi trebuie să pierzi. Asta e o reușită că dumneavoastră ați putut să duceți acest lucru până la sfârșit și desigur să-l felicit și pe domnul Vasile Dragoi, care este un om foarte bun, un om cu minte, un om care știe ce vrea și să sperăm că dumneavoastră o să mergeți mai departe cu aceste cercetări și din suflet vă felicit. Mulțumesc! Doamna Elena Mironiencu, doamna doctor habilitat, profesor universitar. Stimați președinte, comisie, colegi, pretentă teză constituie o cercetare științifică aprofundată în domeniul etnomuzicologiei moderne, fiind realizate la un nivel profesionist în muzicologie. Valoarea și relevanța studiului sunt confirmate de conținut, structură și bază metodologică. Subliniez cele mai importante aspecte pozitive, după opinia mea. 1. În tema tezei coincide direct cu politica culturală a Republicii Moldova, orientate spre salvăgarde patrimoniul cultural și material în concordanță cu Convenția Internațională UNESCO. 2. Autorul tezei a scris pentru cercetare genul folcloric, oficial criticul propriu zis, care anterior nu a fost studiat de muzicologii și folcloriști din Republica Moldova, într-un mod riguros, oferind o viziune panoramică. Criticul propriu zis, rămâne a fi cel mai variat și mai bogat gen
cu cea mai largă arie de răspundire și cu cea mai intensă circulație până în zilele noastre. 3. Materialul repertorial de studii. Al acestei specii lirice, cânticul propriu zis din Valea Nistrului, cuprinde o perioadă istorică de circa 100 de ani, începând cu anul 1920 și până în prezent, și include diferite surse din arhive. Fondul cercetătoare Rusiei Catrina Lebedeva, Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și, desigur, Arhiva autorului tezei, precum și 20 de culegere de folclor muzical publicate. 4. Cele mai importante aspecte pozitive ale cercetării domnului Vasile Drăgoi includ formarea și utilizarea unei baze metodologice cu mai multe aspecte, făcându-se apel la metodele diverselor științe umanistice, precum etnomuzicologie, folclorul muzical, studiile culturologice, sociologie, arhivare, comparativistică, metoda istoriografică și alții. 5. Teza de doctor elaborată de domnul Vasile Drăgoi reprezintă nu numai o considerație și o contribuție semnificativă în domeniul salvaguardării patrimoniului cultural și material de Republica Moldova, dar servește și drept suport, mare suport, pentru realizarea studiilor științifice ulterioare, pentru practică pedagogică și practică concertistică și, desigur, ca o sursă necesară pentru creația componistică academică contemporană. În concluzie, teza de doctor a domnului Vasile Drăgoi reprezintă un studiu științific profesional complet care îndeplinește toate cerințele stipulate în ghidul Danacek, iar autorul merită să îi se acorde titlul de doctor în studiu arte și cultură. Și, desigur, fericit multe autorul și, desigur, un lucrător științific tezi Diana Bunea, doamna Diana Bunea, în care este primul doctorant care susține teza de doctor. Mult vă felicit! Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim mult, doamna Elena Demenenco și o invităm pe doamna doctor Tonica Cacenco, profesorul universitar. Stimată doamna președinte, stimați membrii Consiliului Științific și Specializat, onorată asistență. Eu nu sunt un etnomuzicolog și deci am o opinie doar ca muzicolog, așa, obișnuit, dar după mine, teza domnului Vasile Drăgoi, mie mi se pare foarte armonioasă și bine închegată ca un produs, ca o producție științifică. Deoarece această teză conține toate elementele unei teze de profil etnomuzicologic. În primul rând, merită de apreciat alegerea temei dedicate unui strat absolut neexplorat științific în spațiul nostru. Prin aceasta, autorul aduce un aport incontestabil în valorificarea folclorului național. În al doilea rând, accentul istoriei este pus pe aspectul local și regional al spațiului folcloric românesc. Este știut de toți că anume astăzi studierea unicității culturale locale și regionale capete o importanță majoră și devine o prioritate în știința mondială, mai ales, exact cum am spus domnul academician, sub invazia globalizării. Și în acest context, studiul aprofundat al cânticului propriu-zis din Valea Nistrului capete o actualitate sporită. În al treilea rând, teza vizată se bazează pe lucru pe teren, pe colectarea și descifrarea exemplelor care vor rămâne pentru practică științifică, interpretativă și așa mai departe.
și este un lucru foarte important. În ceea ce privește analiza materialului colectat și selectat, autorul a prezentat o viziune exhaustivă, holistică a repertoriului muzical, implicând analiza aspectelor extramuzicale și pur muzicale. Consider că teza domnului Vasile Drăgoi este realizată la un nivel foarte înalt, reprezintă o valoare incontestabilă pentru știința noastră de folclor și de muzică, iar autorul ei merită conferirea gradului științific de doctor în studiul artelor și culturologie. Sincere felicitări, doamnei Diana Bunea și prezidentul. Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim! Urmând programul, conform regulamentului, membrii comisiei s-au expus, rămas eu să îmi spun și eu opinia. În primul rând vreau să felicit, sincer să felicit autorul tezei, Vasile Drăgoi, și doamna Diana Bunea, că este primul, prima teză de doctorat și cu siguranță urmează și altele, că sunt la curent, stau la rând și ne bucurăm. Mă refer la doctoratul de tip nou. Teza, într-adevăr, este foarte valoroasă, atât parte teoretică, cât și materialul muzical. Eu aș spune că doar materialul muzical inclus în această teză, colectarului, transcrierea științifică acestui material, deja ar constitui o cercetare și o teză de doctorat. Fiindcă transcrierea științifică necesită un efort colosal, abilități de cunoaștere atât a sistemului sonor, a versificației, a structurilor ritmice, deci, practic, toată baza teoretică și metodologică necesară pentru scrierea unei teze de doctorat. Am întrebat la domnul Vasile dacă în materialul pe care l-ați colectat aveți colinde. Sunt câteva cuvinte care nu le-am inclus în temă, dar... Păi nu, când nici n-ați spus să o includeți. De ce întreb acest lucru? Fiindcă cunoaștem toți colecția colindei din Transnistria a lui Ionesco, această colecție făcută în anii interbelici, materiale care au fost colectate în anii interbelici, și ca sugestie, ar fi interesantă o cercetare comparată a materialului de colinde acum înregistrate și cu cei ce s-a colectat atunci în perioada interbelică. Deci, tipuri melodice, conținut, literar și așa mai departe, deci ca sugestie pentru dumneavoastră. Deci aveți de lucru, vă trebuie câteva vieți ca să realizeze atâtea planuri cu acest material unical, muzical. Felicitări încă o dată și îmi doresc foarte mult ca această lucrare să fie publicată. În continuare, secretarul științific va da citire proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică, practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. În urma examinării ședinței Consiliului Științific Specializat al Tezei Zonă, domnul Drăgoi, criticul propriu-zis din Valea Mistrului, este proiectul de hotărâre, după care noi să vedem. Da, s-a constatat. Teza reprezintă o contribuție semnificativă în etnomuzicologie din Republica Moldova, găsind cânticul propriu-zis specie lirică distinctă în folclorul românesc din spațiul folcloric al Băiei Nistrului, Republica Moldova, una din cele mai viabile și expandite în panorama genurilor și speciilor folclorului muzical în contemporaneitate.
Chesa prezintă și caracterizează un bogat repertoriu selectat, cules, transcris de autor și înregă valoare de patrimoniu imaterial al acestuia. Actualitatea temei este determinată de importanța pe care o are cântecul propriu zis în cultura și viața muzicală contemporană, din ponderea sa tot mai mare în diverse contexte artistice și tradiționale, de amploare și diversitate repertoriului a tematicilor poetice, de bogăție și varietate melodică, de dezvoltare și creare intensă de noi mostre ale cântecului propriu-zis în actualitate, de faptul că această specie folclorică nu a mai constituit anterior un obiect de studiu în etnomuzicologie din Republica Moldova. Totodată, studiul este cu atât mai actual, cu cât se încadrează în politicile culturale ale Republicii Moldova, îndreptate spre salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, conform legii, elaborată în concordanță cu Convenția Internațională UNESCO. Teza este actuală și prin faptul că aduce în atenția cercetătorilor un material muzical de arhivă necunoscut și necercetat anterior. Astfel, ponderea importantă a criticului propriu-zis în folclorul muzical românesc din Republica Moldova a necesitat cercetare științifică și elevarea valorii artistice a acestui patrimoniu, cât și elaborarea unor viziuni de ansamblu asupra acestei problematici. Noutatea și originalitatea științifică este determinată de faptul că pentru prima dată au fost introduse începutul științific fonduri de arhive cu valoare de patrimoniu cultural imaterial ce includ circa 600 de melodii de cântec propriu-zis din zona Băii Listului. A fost identificat, selectat, transcris, cercetat și caracterizat pe plan muzical structural un repertoriu dintr-un spațiu limitrof al arealului folclorului românesc. În premieră, autorul a descoperit și a cercetat fondul de transcrieri muzicale folclorice al Ecaterinei Lebedeva, aflat la Moscova, considerat a fi pierdut, necunoscut anterior, în cercurile științifice din Republica Moldova. Problema științifică soluționată în teze se raportează la elaborarea unei viziuni sintetice asupra repertoriului muzical al cânticului propriu-zis, la reflectare principalelor sale strâsături morfologice, ce a determinat înlăturarea lacunilor în cunoașterea și valorificarea acestei specii ilice din spațiul dat, transcrierea și descoperirea unor materiale de arhivă inedite constituie o contribuție în problema completării repertoriilor din surse folclorice notate cu noi materiale pentru cercetare. Deci, se hotărăște deja, o să rămână membri și da, o să decim. Da, mulțumim. Da, asta mulțumim. Deci, urmează votarea nominală și acum că membrii Consiliului să rămână, ceilalți așteaptă procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat în vederea conferirii titlul științific de doctor în studiu artelor și culturologie domnului Vasile Drăgoi, în baza susținerii publicii a tezei de doctorat în studiu artelor și culturologie cu titlul Cântecul propriu-zis din Valea Listului. Au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-au votat pro 5 membri, contra 0. Așadar, domnul Vasile Drăgoi, felicitări cu titlul doctorul studia astru și culturologie. Și vă oferim, cum se zice, ultimul dar nu chiar ultimul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ședinte. O clipă. Știți procesul verbal. Și sunt aprobat să-l vot acum. Da? Nu. Care proces? Nu mai citit? Nu. Puneți la vot acest proces verbal. Să puneți la vot membrii comisiei. Iarăși? Dar ei n-au pus în interes. Nu e un proces verbal. Păi nu e un proces verbal.
Deci, haideți încă o dată, da? Deci, hotărârea tezei de doctor a domnului Vasile Drăgoi corespunde articolelor 8 și 9 al regulamentului cu privire la funcționarea Consiliilor Științifice Specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Luând în considerare aportul științific original al autorului, calitatea abordărilor, valoarea aplicativă a investigației realizate și relevanța concluziilor formulate, domnului Vasile Drăgoi îi se conferă titlul științific de doctor în studiul artelor și culturologie la specialitatea 653-01, muzicologie. Toți anii de studii, niciodată, chiar dacă nu m-am pregătit, mă rog, la toate cerințele care doamna Bunea îmi punea să le conlucrez acasă, să le cercetez, să le și când veneam în lecții, noi ne ocupam foarte de și acasă la doamna Diana și la conservator și găseam toate posibilitățile de a fi tot timpul în conlucrare cu asupra tezei. Doamna doctor Diana Bunea nu ne-a făcut nicio observație, că veneam de la Tiraspol și retrăia mult că nu suprimim tot să facem ce am pus în plan, cu mare înțelegere și cu mare înțelegere. Vă mulțumesc, doamna doctor Diana Bunea, vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc mai multe susținere de teză la ceilalți care vin din urmă. Vreau să-i mulțumesc domnului academician, profesor, domnul Mustea, mulțumesc din suflet pentru aprecierea dumneavoastră, atent pentru sfaturile bune care le-ați dat, pentru timpul care l-ați avut pentru a cerceta teza, pentru a găsi cele momente care ne-ați dat pentru urmare. Mulțumesc foarte mult și eu numai decât o să promuncesc acest lucru mai departe și sunt sigur că multe din criticile melodiile care sunt descifrate și care vor mai fi descifrate o să ajungă și un material bun pentru compozitorii noștri din Republica Moldova și sunt sigur că o să fie interpretate și cu orchestra dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei doctor Tatiana Nicolaevna Rizicova pentru muncă, pentru sfaturile care tot timpul a fost aproape de mine și m-a ajutat. Primul sfat care a fost Tatiana Nicolaevna, cum știți, cu doamna Bunea,
Vă mulțumesc din suflet, Tatiana Nicolaevna, pentru toată susținerea dumneavoastră și la toate parcursul anilor de studii, la toate, așa spune, darele de seamă care le-am avut. Tatiana Nicolaevna a studiat teza noastră și a fost tot timpul în... a fost tot timpul la curent cu procesul lucrurilor care se petrece. Tot îi aduc cuvinte mari de mulțumire și doamnei profesor dr. Țărcunova, Svetlana Victorovna, pentru lecțiile care le-am trecut cu dumneavoastră, pentru toate sfaturile bune și pentru acele informații mari care, din scrisoarea doamnei dr. Lidia Axionova, am găsit totuși posibilitatea să ajungem la muzeul din Rusia cu fondul din arhiva Ecaterinei Lebedeva, o cercetătoare care a cunoscut foarte bine limba română și a selectat, colectat folclor românesc în stânga Nistrului în anii 1920 până în 1927. Pe parcursul la 7 ani a venit la Tiraspol, în zona nistreană, și a scris folclor românesc, anume în toate cuvintele au fost scrise în grafie latină, cum cereau cerințele pe timpul acela. Vreau să aduc multe cuvinte de mulțumire mult stimatului doctor habilitat, profesor domnul Ghilaș Victor, pentru toată munca care a depus-o studiind teza noastră, pentru toate sfaturile bune care le-am primit de la domnul Ghilaș, multe materiale și cărți care domnul Ghilaș mi-a permis să le studiez, care nu sunt la bibliotecă, nu pot să le găsești, chiar am căutat și în calculator, materiale foarte importante. Vă mulțumesc din suflet, domnul Ghilaș, doamna profesor, doctor, doamna rector, Victoria Melnic, vă mulțumesc din suflet pentru toate cunoștințele care dumneavoastră ne le-ați dat. Am făcut studii la dumneavoastră la anul 3, da? Mi se pare de studii la doctorat și mi-am dat aminte despre toate noutățile care dumneavoastră ne le-ați descoperit, ne-ați descris și pentru susținere mare în lucrul asupra tezii. Vreau să mulțumesc doamnei doctor Victoria Tkachenko pentru mare susținere, pentru acceptarea lucrului făcut împreună cu doamna Bunea. Vă mulțumesc pentru sfaturile bune, pentru timpul care mi l-ați acordat nouă și pe timpul ați fost binevoită să ne veniți în ajutor și cu sfaturi bune să ne ajutați. Vă mulțumesc mult! Doamna doctor habilitat, doamna Sergei Mărinenco, vă mulțumesc din suflet pentru aprecierea lucrului nostru, pentru sfaturile bune. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna secretar, doamna doctor, profesor, Svetlana Vasilievna. Emoții, clar. Vă mulțumesc din suflet pentru toată munca depusă de dumneavoastră, pentru tot curajul care dumneavoastră tot timpul mi l-ați acordat, pentru susținere mare în momentele când știți să vă ajungi la calitate. Câteodată, noi nu suntem pesimiști, fiindcă cei care se ocupă cu muzica, cu arta, n-au un loc în suflet pentru momente, așa aș spune, minore, dar, mă rog, muzica este și minoră și majoră. Svetlana Vasilievna, tot timpul, m-a susținut cu mult curaj și, așa aș spune, cu o siguritate, a fost foarte sigură, a spus că Vasile merge înainte, studiază, cercetează, face, nu te opri niciodată, că numai decât o să fie și bună finală. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru tot ajutorul acordat. Vreau să mulțumesc doamnei doctor Ecaterina Bergu pentru munca dumneavoastră care ați depus-o astăzi și la toate darele de seamă care le-am avut aici pe parcursul studiului de doctorat.
multe sfaturi bune. Vă mulțumesc la toți foarte mult, din tot sufletul și numai decât o să prelungim tema care este foarte interesantă și sper să ne auzim numai de bine, sper să fim cu toții sănătoși și să avem pace, că e foarte important în momentul de față, pe ambele manuri ale Istrului și pește Dunăre și pește Purt și în toată area Pământes să fie pace și totuși să găsească cei oameni care vor putea găsi unitele potrivite, care vor putea descurca situația, aș spune, complicată care este azi și o hotărăsc armele. Să nu mai hotărască niciodată armele, să o hotărască tot timpul cântecul, muzica și voia bună, să fie pacea. Vă mulțumesc foarte mult!